Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip să vedem cine te iubește în secret. După cum deja v-ați obișnuit, sunt trei variante. De data aceasta am pus trei scoici. Sper că se văd bine. Numărul 1, numărul 2 și numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei cu care considerați că rezonați cel mai bine. O să vă las câteva momente să vă hotărâți. Dar între timp, țin să vă reamintesc de sfatul de dragoste. Nu uitați să-l faceți. Încă îl mai puteți începe și astăzi și mâine, dacă încă nu ați reușit până cum adică de ieri. Normal e la început de ieri, dar de data aceasta, pentru că este pentru o perioadă mai lungă, se poate începe inclusiv pe data de, până chiar și în data de 22, dar nu mai târziu, da? Pentru că sunt necesare cele 7 zile și atunci, nu, dacă începe cel târziu pe 22, e bine. Dacă nu, nu. Sfatul pentru apa de bani nu se mai face acum, ieri a fost. Așa. Cam astea au fost ceea ce aveam de spus. Mai am de spus încă un singur lucru. Pentru că la un moment dat am ținut la cineva destul de mult și chiar dacă nu a funcționat și nu a mers, țin să știu că persoana respectivă mă urmărește în continuare și aș vrea să știe că orice s-ar întâmpla și chiar dacă lucrurile nu au funcționat, nu am nicio problemă în privința asta. Și nu sunt o persoană care să fac rău. Nu a mers, nu a mers, nu niciun fel de problemă. Viața merge mai departe, pe căi separate, deci nu e niciun fel de problemă. Sper să aud acest mesaj și sper să înțeleagă acest lucru, că nu e niciun fel de problemă. Dacă nu mai urmărește, asta este, nu e niciun fel de problemă. Sper să-și dea seama că nu mă apuc să-i fac rău, că nu mă interesează astfel de lucruri. Dacă pot să ajut, ajut, dacă nu, dar rău nu voi face niciodată la nimeni, indiferent de situație. Bun. Dar haideți să trecem la ale noastre, pentru că văd că sunteți care așteptați și voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem cine vă iubește în secret. Cei care ați ales prima variantă. Ce pot să vă spun din primele cărți este că este vorba despre o persoană care muncește destul de mult. Este o persoană pasională. Au căzut foarte multe cărți. Însă, această persoană cred că în acest moment e adevărat că probabil vrea să fie și cu voi, dar în același timp probabil are și pe altcineva. E o persoană care tot vine și iasă din viața voastră sau până acum a tot venit și a ieșit din viața voastră, însă se gândește să vină puțin mai hotărât sau hotărâtă spre voi, însă o să vină și o să vă spună ceva de genul, dacă, de exemplu, voi ați fost persoane care ați vrut o relație mai stabilă, mai multă atenție, mai multă afecțiune și așa mai departe, această persoană și i-ați reproșat poate lucrurile astea și i-ați cerut poate să oficializeze relația sau nu știu, ceva de acest gen și nu a fost de acord. Acum vine și vă spune, ok, sunt de acord să ne împăcăm, sunt de acord să facem pași împreună,
Dar nu aș vrea să mai pui atât de multă presiune pe mine sau nu aș vrea să mai fi atât de, mă rog, posesivă, da? Și așa mai departe. Dar această persoană, asta nu înseamnă că se schimbă, nu înseamnă că vrea ca lucrurile să meargă în direcția pozitivă, încă se gândește la cealaltă persoană din trecut, la cealaltă persoană pe care o are în viața sa. Și ar vrea cumva să jongleze între cele două persoane. Acum, dacă voi știți să fiți persoane suficient de puternice încât să-i spuneți, ok, îmi oferi atenție, faci lucrurile așa cum trebuie, nu am niciun fel de problemă, e bine. Dar dacă lăsați lucrurile să meargă în continuare, să jongleze persoana respectivă din nou între două persoane, nu veți ajunge în niciun punct concret, vă veți învârti efectiv în cerc. În schimb, persoana respectivă cred că acum, în aceste momente, se află într-o situație karmică unde trebuie să închidă anumite cicluri ale vieții, anumite karme, să încheie relațiile cu anumite persoane, deoarece au fost acele persoane în viața lui sau a ei pe o anumită perioadă de timp, poate au fost căsătoriți, poate nu, poate au încercat să aibă o relație sau indiferent de ce natură. Însă, acum acele persoane au un alt parcurs. Iar persoana la care voi vă gândiți deja trebuie să înțeleagă că acele cicluri karmice trebuie încheiate și trebuie să ia totul de la zero. Aici putem vorbi că poate a avut, să zicem, a făcut anumite rugăciuni, a făcut anumite lucruri de genul, să ca Dumnezeu să-i trimită în viața sa o anumită persoană, da? Ca să-i fie bine, să fie fericit sau fericită și așa mai departe. Da, Dumnezeu i-a trimis. Însă, dacă persoana respectivă nu înțelege că trebuie să facă și niște schimbări și să lase trecutul în urmă, degeaba această persoană a venit în viața lui sau a ei. Știți-vă această vorbă, ci că Dumnezeu îți dă dan să nu-ți bagă. Deci cam așa ceva s-a întâmplat și la persoana respectivă. Persoana respectivă se gândește să vină spre voi, se gândește să facă un mesaj, însă în același timp face mesajul șterge sau vă deblochează pe o anumită rețea de socializare sau la telefon, vă blochează iarăși pentru că nu are curajul suficient de a face pasul și de a vă face un mesaj. Clar, concret și așa mai departe. Se simte bine alături de persoane care îi spun tot timpul, ești frumos, ești frumoasă, ești drăguț, ești drăguță, dar în momentul în care voi îi atrageți atenția că nu face bine ce face, automat își schimbă atitudinea și încearcă oarecum să dea vina doar pe voi. Această persoană este o persoană destul de narcisistă, este o persoană destul de mândru sau mândră de ea, și nu vrea să accepte că atâta timp cât îi se oferă atenție, trebuie să și dea la rândul său. Da? Deci, dacă nu, deci va veni spre voi, va face pași spre voi, dar trebuie să fiți voi hotărâți și să știți exact ce vreți. Altfel, vă veți învârti într-un cerc. Acum, depinde de voi mai departe. Bun, să trecem la varianta numărul 2, să vedem cine vă iubește în secret. Aici vorbim despre o persoană care a suferit anumite schimbări. Dacă înainte această persoană era o persoană mai rece, mai dură, asta acum începe să devină puțin mai maleabil. I s-a întâmplat ceva în viață, a făcut anumite schimbări. E posibil să fie vorba despre o persoană mai în vârstă decât voi, mai mare decât voi, ca și ani, dar nu neapărat. Este posibil să fie vorba, aici vorbim despre zodii de aer și foc. Dar și pământ e posibil, dar nu neapărat, da? Așa.
Da, se gândește și știe că are de făcut o alegere, pentru că a jonglat la două capete, însă acum trebuie să ia decizia finală. Cu cine va rămâne? Din câte văd aici, rezultatul atârnă destul de mult spre voi și se gândește chiar să vină spre voi să oficializeze relația și așa mai departe. Deci, în această relație pot să zic că persoana care vă iubește în secret vine și va face pași spre voi. Chiar dacă la un moment dat voi v-ați despărțit de această persoană, acum această persoană se gândește să revină. Chiar dacă voi nu vă mai așteptați ca persoana respectivă să vină, ei, uite că se întâmplă și acest miracol, ca să-i zicem așa, și persoana respectivă vine spre voi cu mai multă hotărâre, cu mai multă pasiune. Aș putea spune chiar că e posibil să vină chiar foarte, foarte repede, în sensul că aceste lucruri se pot întâmpla într-un punct, adică într-o oră, într-o zi, într-o săptămână, dar maxim o lună, nu mai mult de o lună. Da? Deci veți afla vești de la persoana respectivă, orică vă face un mesaj, orică vă sună, orică vă întâlniți întâmplător. Deci ceva se întâmplă. Sau, nu știu, poate ascultați o melodie și la acea melodie vă gândiți la persoana respectivă și tocmai atunci vă sună, vă contactează, apare. Deci e ceva de acest gen. Fiți atenți la cifra 4, că la fel veți afla foarte multe lucruri despre persoana respectivă. Poate, nu știu, poate postează ceva pe Facebook sau pe alte rețele de socializare și voi vedeți. Poate postează ceva de genul, nu știu, îmi pare rău că am rănit persoana la care țin sau ceva de acest gen, da? Deci va posta ceva cu siguranță. Sau dacă până acum v-a ținut blocați pe rețele de socializare, acum vă deblochează. Sau, nu știu, poate să fie orice de acest gen, da? Deci, sau vă deblochează pe telefon, sau... De oricum o să vedeți ceva schimbări. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2. Și să vedem la varianta numărul 3. Cine vă iubește în secret? Da, aici este și multă pasiune, dar și multă hotărâre, ca să zic așa, în sensul că persoana care vă iubește într-adevăr este o persoană șatenă, posibil ochii căprui. Într-adevăr, această persoană uneori poate fi mai dură, mai rece, mai asta, dar nu pentru neapărat pentru faptul că nu vă iubește, ci pentru că vrea mai multă hotărâre din partea voastră. Este o persoană destul de pasională, este o persoană destul de iubăreață, ca să zic așa. Este o persoană care își dorește atenție, afecțiune, să vadă din partea voastră anumite gesturi și așa mai departe. Poate că această persoană v-a reproșat lucrurile astea, iar voi ați văzut această persoană ca pe cineva foarte rece, foarte dur, foarte posesiv. Partea asta. Dar nu e problema de posesivitate, nu e problema de duritate, e problema doar că acea persoană și-a dorit ceva mai concret din partea voastră. Această persoană e posibil ca să-și fi dorit oarecum să oficializați relația, însă voi ați fost tocmai pe dos, dar atenție mare, deoarece văd că nu s-a încheiat încă, chiar dacă poate ați ajuns la o separare, dar la un moment dat tot vă veți lovi de persoana respectivă, pentru că este o situație destul de divină, de karmică, de cum vreți voi, suflete pereche și așa mai departe, cum vreți voi să o numiți. Și e clar că chiar dacă vouă vi s-a părut că acea persoană
e mai rece, e mai dură sau așa, sunteți conștienți amândoi că aveți anumite sentimente, că s-au format anumite sentimente pe care nu le puteți șterge așa ușor niciunul dintre voi, însă încercați să fiți duri și unul și celălalt, dar până la urmă situația trebuie rezolvată, trebuie clarificată, pentru că voi încă mai aveți destul de multe lucruri de clarificat și cred că va veni ziua în care veți clarifica această situație. Din câte văd în acest caz, vorbim despre două persoane cu o intuiție foarte bună, nu doar intuiție, nu doar pe partea de intuiție, dar cât și pe partea de spiritualitate. Cred că stați foarte bine. Da, este o situație bună dacă voi vă doriți să continuați această situație, însă trebuie să înțelegeți doar asta, că persoana respectivă nu a acționat dur, că n-a avut ce face. Da, a acționat puțin dur pentru că a vrut să știe cum stau lucrurile. Dar încă văd că pentru voi mai există diferite opțiuni și indiferent că vreți sau nu, la un anumit moment, într-un anumit context, tot vă veți întâlni și tot veți sta de vorbă și probabil că atunci veți clarifica situația. Haideți să vedem dacă putem afla în cât timp se rezolvă situația asta. Da, situația, da, o să se rezolve, dar în prima fază văd că aveți un conflict destul de dur, dacă în cazul în care nu l-ați avut până acum. Și după va urma schimbarea. Vedem cum va fi schimbarea. Da, schimbarea văd că în prima fază e una destul de bună. Da, îndrăgostiții. Deci, da, între voi există sentimente. Doar că unul dintre voi a luat-o puțin pe arătură. Și a crezut că poate să facă ce vrea, însă, în schimb, nu s-a întâmplat așa. V-am spus, veți avea o discuție destul de aprinsă, însă, în final, lucrurile vor intra pe un făgaș normal și totul va reîncepe, pentru că este această schimbare, veți lăsa totul în urmă, că vă dați seama că au existat neînțelegeri și încercați să le clarificați. Va urma această schimbare și odată cu această schimbare o veți lua de la capăt și lucrurile vor fi mult, mult mai bune decât au fost înainte. Totuși încerc să aflu în cât timp se rezolvă această situație, dar în 5 puncte. 5 puncte poate să fie 5 ore, 5 zile, 5 săptămâni, 5 luni, dar să sperăm că nu e vorba de 5 luni, pentru că în 5 luni de zile se pot întâmpla multe și s-ar putea, dacă într-adevăr vă doriți acea persoană să nu vă mai aștepte sau nu vă mai accepte. Da? Se pot întâmpla și astfel de situații. Dar eu zic că e mai bine să clarificați totul și să vedeți dacă se mai poate salva ceva bine, dacă nu, nu. Pentru că văd că sentimente sunt și nu și de o parte și de cealaltă, doar că sunteți mai încăpățânați, un pic, aș putea spune, prea încăpățânați câteodată și în loc să vorbiți, tăceți din gură. Și tocmai asta e problema cea mai mare. Bun, cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sper că acest videoclip va fost și vă este de ajutor. Vă mulțumesc, la revedere, o zi cât mai frumoasă!